aceea a intrat Iisus într-o sâmbătă în casa unuia dintre căpetenile fariseilor ca să mănânce pâine și a zis către cel care îl chemase, când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici rudele tale, nici vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-ți fie ca un împrumut. Și când faci un ospăț, cheamă săracii, neputincioșii, șchiopii și orbii și fericit vei fi că nu poți să-ți răsplătească, ci ți se va răsplăti la învierea dreptilor. Și auzind acestea, unul dintre cei care ședeau cu el la masă a zis, fericit este cel care va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, într-o zi de sâmbătă, Mântuitorul Iisus Hristos a fost invitat la o masă. Invitația a fost făcută nu de oricine, de o căpetenie a fariseilor. Nu orice fariseu, o căpetenie, mi-s credincioși. Și a intrat în casa lui ca să mănânce pâine. Simplu, mi-s credincioși, să mănânce pâine. Și în timp ce mânca, fiind înconjurat de toți prietenii, rudele, cunoscuții, apropiații, mai marelui fariseului, Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus un cuvânt. Am venit că m-ai chemat. Am venit și am stat la masa ta. Am venit și am mâncat pâine. Dar unde sunt eu, totul se transfigurează. Totul se transformă. Totul se înalță. Totul devine duhovnicesc, spiritual. Dar nu pot să mă covor în orice conjunctură. Nu pot să liturghisesc în orice anturaj. Ci am nevoie de inimi simple, deschise, curate, care să înțeleagă. De aceea, mai mare al fariseilor, îți spun ție așa. În clipa în care chem pe cineva la masă, la prânz sau la cină, aceștia pe care îi chemi, ai grijă să nu fie o elită. Ai grijă să nu faci un cerc elitist. Ai grijă ca adunarea aceea să nu fie pe sprânceane. Adică frați, rude, prieteni și vecini bogați. Pentru că cercul va fi strânt. Câți frați poți să ai? Câți prieteni poți să ai? Câți vecini bogați poți să ai? Și atunci te-ai limitat tu, te-ai închis tu pe tine, iar pâinea cea firească devine o pâine a unei legături, a unei comuniuni de interes. Va fi comuniune, dar nu comuniune de iubire, va fi comuniune de interes. Va fi un cerc, dar un cerc închis, un cerc care nu poate fi lărgit, un cerc al elitelor, în care fiecare pune la masă ce are mai bun, spre slava lui, pe cinstirea oaspeților și așteaptă răsplată pământească și totul se va învârti în cerc, în monotonie, pe pământ, într-o rutină, în care fiecare așteaptă ca la un anumit moment, la o altă masă, să fie invitat de către alt bogat, de către alt prieten, de către alt frate, iar pâinea cea firească se va transforma într-o pâine a interesului lumesc care va muri în ea însăși. Și atunci pâinea aceasta oare nu este făcută din bobul de grâu? Dar am uitat noi pilda bobului de grâu care moare în el însuși și în pământ ca să aducă roadă 100 și acest bob de grâu se lasă sfărmat de alte sute și sute de boabe de grâu alături unele cu altele ca să fie transformate în făină. Și făina aceea trebuie cernută, curățată și primenită ca să fie o pâine pură, o făină pură. Și pâinea aceea pură, făina aceea pură, se transformă prin plămada care dospește 30, 60, 100, până când se fac măsuri și măsuri duhovnicești
ale pâinii dospite, nu a unei azime stătute și uscate. De aceea ești credincioși. Domnul le spune așa, dacă vrei cu adevărat să faci o cină și o masă spre pomană, spre milostenie, adună la masa ta, pentru că sunt mese și mese. Sunt mese în care sunt interioare, de familie, de prietenie, un cerc închis, dar masa la care s-a dus Mântuitorul Iisus Hristos era un cerc deschis, pentru că acolo veniseră mai mulți, mult mai mulți. Era vorba acolo de o adunare generală, nu de o adunare de intimitate a prietenilor intimi și a familiei. Era vorba de altceva. Și Mântuitorul Iisus Hristos spune așa, dacă faci adunare generală, atunci invită pe cine trebuie să inviți. Pe săraci, pe șchiopi, pe neputincioși, pe orbi. Invită și fă un ospăț, dar vei găsi și mai mulți săraci. Vei găsi și mai mulți neputincioși. Vei găsi și mai mulți care vor avea nevoie de mila ta. Și atunci cercul acesta se va lărgi în continuu. Și vei face următorul lucru. Vei transforma pâinea firească într-o pâine a adevăratei comuniuni. Adică nu comuniune de interes, ci comuniune de iubire. Pentru că iubirea nu caută ale sale. Iubirea nu caută răsplată. Iubirea nu caută să îi se mulțumească. Iubirea este în ea însă și atât. Iubește și doar atât. Și atunci nu vei căuta răsplată să fii invitat la rândul tău și slăvit și mai cinstit de săraci, șchiopi, neputincioși, ologi și așa mai departe, ci dragostea va fi săvârșită și atât. Pentru că proiecția nu va fi pe pământ, ci va fi în ceruri, pentru că răsplata ta va fi însutită. Și când faci un ospăț de genul acesta, iată că vei fi răsplătit la învierea dreptilor. Adică proiecția acelei mese nu va fi pe pământ, ci va fi la învierea dreptilor. Și auzind acestea, unul dintre cei care ședeau cu el la masă a zis, fericit este cel care va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. Iată că această mărturisire, iubiți credincioși, de credință, nu face altceva decât să transforme pâinea cea firească, adică darurile firești, în cinstite daruri, dacă cinstitele daruri sunt duse, dăruite, oferite săracilor, scăpătaților și așa mai departe. Iar din starea aceasta pâinii, care se transformă dintr-o pâine firească, dintr-un dar, într-un cinstit dar, acest om care mărturisește spune că poate să crească și mai mult în sfintele daruri. Adică pâinea aceasta să fie mâncată într-o fericire în împărăția cerurilor de față cu împăratul și cu toți comesenii împărăției care trăiesc în comuniune în Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Și atunci iată, iubiți credincioși, cu Domnul pleacă în continuu de la cele firești, la cele suprafirești, la cele duhovnicești, proiectându-le pe toate în împărăția cerurilor și într-un cuvânt spune așa, eu sunt pâinea, nu pâinea cea firească, nu mana care s-a pogorât din cer, care a fost o preînchipuire. Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Pâine, pentru că pâinea este cea care o asimilați voi cel mai mult. Sânge și trup, vin și pâine, care îl asimilați în trupul vostru, ca să creșteți la niște oameni nefirești, la oameni firești și de la oameni firești la pâinea care s-a pogorât din cer, la oameni duhovnicești pe care o să o gustați voi această pâine și mai desăvârșit în împărăția cerului. Și Domnul spune clar în altă parte, ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, în numele meu să faceți. Care este numele lui Iisus Hristos? În numele adevărului. Și dacă nu se face în numele adevărului, orice s-ar face, nu este primit. În numele adevărului înseamnă în Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Deci vedeți și în Fiul și în Duhul. Și vine vremea, așa cum este, când nu ne va mai închina Tatălui nici în Ierusalim, nici în Garizim,
nici în cele ale poporului ales, nici în cele ale neamurilor, ci ne vom închina în Duh și în adevăr. Adică în numele Fiului și în numele adevărului, în numele Duhului Sfânt, ne vom închina Tatălui, adică ne vom închina trăimii cele două ființe și nedespărțit. Închinarea în Duh și adevăr. Și toate vor fi transfigurate. Vă amintesc de Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, când dăruia unor săraci ceva de mâncare, o milostenie, tot timpul spunea, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate, pentru că El săvârșea atunci liturghie, iubiți credincioși. Și masa aceasta, mai mare cu fariseului, putea să se transforme în liturghie, pentru că unde Hristos este, acolo este biserica. Unde este Hristos și biserica, acolo toți sunt în Duhul Sfânt și în adevăr. Dar, iubiți credincioși, mare noastră problemă este următoarea. Că noi nu înțelegem că pâinea despre care spune Mântuitorul Iisus Hristos este, de fapt, chiar El, este trupul și sângele Lui care se dăruiește nouă în Sfânta Liturghie. Și ne întoarcem cu mintea în noaptea Învierii, când acolo se citește Evanghelia de la Ioan și are proiecție până în momentul în care se naște Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu în noaptea Învierii, ci în noaptea nopților, când se spune lumină lină, când se spune linul lin, când se spune în această noaptea nopților că pe pământ s-a născut iubirea, pe pământ s-a născut Fiul și Cuvântul Dumnezeu, pe pământ s-a născut, iubiți credincioși, adevărul și în noaptea nopților, adică în noaptea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, iată că se spune acest cuvânt. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin Sânsul s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut, întru ale sale a venit, dar săi nu l-au primit nici în casă, nici în palat, nici în cetate, ci în peșteră întunecoasă între animale. Iar, iubiți credincioși, spune clar aici, și cuvântul s-a făcut trup și s-a sărășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Acest cuvânt, iubiți credincioși, ar trebui să-l repetăm noi în fiecare zi, în toată perioada postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup, adică Fiul și Cuvântul Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, și a luat în această persoană trup omenesc, două firi, două voințe, două lucrări, dumnezeiască și omenească, o singură persoană, a doua a Sfintei Treimi din veșnicie. Și cuvântul acesta s-a făcut trup și s-a sărășluit între noi. Între noi, iubiți credincioși, pentru noi, din iubire pentru noi, stând la masă chiar și cu mai marele fariseilor și spunându-le așa, dăruiți, dar celor săraci, neputincioși, scăpătați, care au nevoie de mila și de ajutorul vostru. S-a sărășluit între noi și am văzut ce? Slava Lui! Slavă ca unui a născut din Tatăl plin de har și de adevăr. Ce este slava Lui, iubiți credincioși? Este energia Lui. Energia care ați văzut-o că este din persoană. Din persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care este la schimbare la față. Acea lumină necreată, energia necreată a Duhului Sfânt, pe care au văzut-o apostolii și au căzut la pământ, pentru că apostolii au văzut slava Ta pe cât li se putea, cât puteau ei să ducă această slavă. Această energie, acest har al Duhului Sfânt este, de fapt, adevărul, iubiți credincioși, pentru că nu poți să ai acces la energia necreată dacă nu ești în adevărul de credință. Și astăzi îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, care a teologisit, grăitor de Dumnezeu fiind, despre energiile necreate ale Duhului Sfânt, spunând clar că Dumnezeu ca ființă este de neatins, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut și l-a cunoscut vreodată, dar ni s-a revelat prin Fiul Său, pentru că Fiul Său, cel unu născut, s-a făcut nou cunoscut și El ne-a spus nou
Că adevărata închinare și credință este aceasta. Cred într-un Dumnezeu Tatăl Atotitorul și într-un Duhul Sfânt și într-un Fiul Său, Celul Născut, și știm tot credul mărturisit, iar legătura noastră cu Sfânta Treime, cu Sfântul, este în ființă. Noi nu suntem ființă din ființă, noi nu suntem din veșnicie, noi nu suntem scântei din divinitate, noi nu suntem, iubiți credincioși, din ființa lui Dumnezeu, cum spun unii, ci noi suntem ființe create de Dumnezeu și avem acces la iubirea lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la lucrările lui Dumnezeu, prin energiile necreate ale Duhului Sfânt, care sunt lucrările lui Dumnezeu, tâlcuite și explicate, că poate să înțeleagă mintea noastră această taină de Sfântul Erar Nil, de Sfântul Erar Grigorie Palama, tâlcuitorul bisericioși pentru întreaga Ortodoxie. Dar noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Vrem să avem în noi pâinea cea vie, vrem să avem în noi pe Hristos Euharistic, trebuie să avem liturghie adevărată. Putem să fim în liturghie adevărată dacă suntem în credința cea adevărată, în biserica cea adevărată. Și atunci, unde este lupta demonică în ziua de astăzi? Ca să ne lase pe noi fără de pâinea cea vie. Să ne lase pe noi, iubiți credincioși, fără de Hristos Euharistic. Să ne fure nouă liturghia, păstrând o biserică formalistă, o credință deviată prin blestematul ecumenism, într-o super biserică a Consiliului Mondial al Bisericii, lor, biserici care sunt de fapt niște sinagogi ale satanei, pentru că nu pot fi mai multe biserici decât una sfântă, subornicească și apostolească biserică, o credință, un domn, un botez, și atunci nebunii în lumea aceștia știu clar că puterea noastră stă în pâinea care s-a pogorât din cer, puterea noastră stă în Euharistie, puterea noastră stă în Hristos de pe Sfânta Masă. Și atunci au încercat prin comunism să oprească, să nu se mai împărtășească, au lovit în monastiri în așa fel încât nu se mai împărtășesc călugări și creștinii prin parohii. Au lovit tocmai prin cei care au fost formatori greșiți de opinie împotriva tradiției și învățăturii bisericii, încât este omului frică să se mai împărtășească. Iar de data aceasta lovesc în așa fel încât păstrând forma, devind adevărul de credință, lucrând de 100 de ani în blestematul ecumenism, nu fac altceva decât să transforme biserica într-o instituție de stat, într-o asociație lumească, într-un formalism desăvârșit, șlefuit, perfect, în care adevărul este deviat, nemai fiind adevărul, pe Sfânta Masă nu mai avem pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Încă mai avem! Dar nebunii aceștia vor să folosească toată această iubire blestemată a lor, iubirism, această unitate care lovește în unitatea Sfintei Treimi și unitatea duhovnicească noastră, numită unitate duhovnicească, vor să transforme dogmele pe verticală din dorme ale credinței în dogme pe orizontală, care înseamnă noua ordine mondială, vor să transforme morala creștină, iubiți credincioși, în legi ale globalizării, ale încălzirii globale, legi care vor fi date chiar pe Muntele Sinai în nebunia lor și vor să transforme totul într-o apărare a planetei printr-o ecologie, ecologism nebun, și în felul acesta să nu mai înțeleagă omul nimic și să transforme legea lui Dumnezeu într-o lege lumească, morală lui Dumnezeu într-o morală drăcească, răsturnându-le pe toate pe dos, făcând pe om Dumnezeu, și în felul acesta, în numele unor valori răsturnate, omul să nu mai aibă pâinea cea sfântă pe Sfânta Masă. Responsabilii cei mai mari, cei care vor da cel mai mare răspuns la judecată, vor fi arhierei, preoții, teologii și monahi, care nu înțeleg că lupta cea mare în ziua de astăzi este pentru păstrarea dreptei credințe. Nu strigă în continuu, adunați-vă oameni în Sfânta Biserică, că este pericolul mare pentru pierderea sufletelor, nu pierderea trupelor. Adunați-vă oamenilor și întăriți-vă creștini ortodoxi în credința cea adevărată ortodoxă, pentru că prin credință veți putea munți, prin har vă puteți apăra,
Prin pâinea cea vie vă puteți lumina, hrăni, întări, păzi, nu pentru lumea aceasta, ci pentru împărăția cerurilor, cât și pentru lumea aceasta. Nu strică. De ce? Din lașitate. Iar ce vedeți voi pe la televizoare și pe internet, despre credincioși, este o scamatorie regizată, prin care se scoate în continuu câte unul, câte altul, cu neputințele lor, la momente foarte bine alese de ei, în așa fel încât să se mute atenția de la drăcăria lor globală, să se mute atenția, să pună reflectoarele pe biserică și să lovească prin neputințele unor slujitori ale bisericii, să lovească în biserică, în așa fel încât omul să nu mai vină la liturghie, să nu mai creadă, să nu mai știe ce să creadă și să nu se mai apropie de Hristos Euharistic. Lovituri drăcești prin sisteme drăcești, prin oameni care sunt slujitori al Iatului. De aceea, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Să nu ne luăm după toate scamatoriile lor, care au tot curs în continuu de ani de zile. Voi să rămâneți, indiferent ce vedeți, ce auziți, să rămâneți în biserică. Să rămâneți în credința cea adevărată. Să rămâneți în pocăința cea adevărată. Vine postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Se lasă secret. Ce spune aici? Repetați în fiecare zi acest cuvânt. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sărășluit între noi și am văzut slava Lui. Slavă ca unea născut din Tatăl plin de alte adevăr. Harul Duhului Sfânt nu l-au papistași. Neavând harul, pentru că nu au adevărul, nici papistași, nici protestanți, nici neoprotestanți, nici orice altă denominațiune creștină, neavând adevărul, neavând harul, nu au biserică, nu au cler, nu au ierarhie, nu au taine, nu au teologie, nu au Hristos pe Sfânta Masă, n-au legătura cu cerul așa cum se cuvine, revelată la Sfânta Trăime și totul este minciună, rătăcire și erezie. Și atunci, toți arhierei, teologii și preoții, care sunt trădători, biscredincioși, de dreapta credință, care încearcă să facă conexiuni cu ereticii, sunt luptători împotriva Sfântului Grigorie Palama. Dacă îl cinstiți pe Sfântul Grigorie Palama și toată învățătura lui a teologiei necreate, atunci renunțați la ecumenism. Renunțați la Sinodul Tâlhăresc din Creta. Renunțați la Consiliul Mondial al Bisericilor. Renunțați la Sinod, la lojile voastre masonice. Renunțați la toate conexiunile și conferințele și toate întâlnirile cu papistași și tot ce sunt ei neoprotestanti. Pentru că vă luptați cu Sfântul Ierarh Grigorie Palama al Bisericii, cu toți ierarhii, Marcu Evgenicu și cu toți mărturisitorii care avem noi în neamul acesta din Ardeal, care s-a luptat cu papismul și cu toți apărătorii Ortodoxiei. Vă dați seama cu cine vă luptați voi din biserica biruitoare, veți muri și veți da cu ochii de ei, indiferent ce funcție aveți voi. Iar dacă mărturisiți dreapta credință, ne închinăm cu Dumnezeu și vă slujim pe voi ca mai mari. Iar dacă nu mărturisiți dreapta credință, ne lepădăm de voi și slujim lui Dumnezeu. Pentru că noi slujim lui Dumnezeu mai mult decât oamenilor. Neavând papistași și har și adevăr, n-au taine, n-au nimic, nu au ierarhie, papa și toți cardinalii, toți preoților, nu sunt nici măcar mireni, pentru că nu sunt slujiți, nu sunt unși cu Sfântul și Marele Mir, n-au nicio demnitate în biserică și adunările lor nu sunt biserici. Și voi trebuie să știți și să cunoașteți lucrurile acestea, pentru că vi se amețesc și vi se adorm conștiințele de teologi, biscredincioși, ologi, de arhierei împăiați, puși acolo pe funcții de sisteme antichristice, de toți cei care sunt lași și trădători, chiar dacă fac milostenie, chiar dacă organizează lucruri frumoase, chiar dacă au tipic formalist și așa mai departe, ne mărturisim dreapta credință, sunt trompete ale sistemului și bat palma cu cei care lovesc una sfântă sobornicească și apostolească biserică. Și atunci, fără pâinea acea vie care s-a coborât din cer, ce se mai poate face? Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață cea veșnică. De aceea, biscredincioși, n-ai harul, n-ai tainele, n-ai adevărul, n-ai pe Hristos Euharistic, pe Sfânta Masă, nu ai Crăciunul, nu ai nașterea Domnului, n-ai postul nașterii Domnului, nu mai ai nimic. Ai pierdut harul, ai pierdut tot.
De aceea trebuie să ducă lupta fiecare creștin în parte, fiecare preot în parte, fiecare familie în parte, fiecare trebuie să-și ducă lupta pentru apărarea dreptei credinței. Iar dacă ai rămas în dreapta credinței, ai rămas în tot, ai rămas în adevăr și ați văzut ce frumos spune cuvântul de astăzi. Fericit este cel care va mânca pâine în Împărăția Cerului. Dar Împărăția Cerului este liturghia. Fericit este cel care se va împărtăși cu Hristos Euharistic, în spâine care sunt liturghie. Amin.